dragilor, sănătatea dinților noștri depinde în mare parte de igiena corectă a acestora. Toți avem nevoi diferite și pentru a ne menține sănătatea orală, trebuie să folosim produse potrivite pentru noi. În porția de sănătate de astăzi, vom afla cum să alegem corect periuța și pasta de dinți pentru copiii noștri. Pentru că dantura lor este diferită de cea a unui adult, ne va ajuta cu recomandări utile doamna dr. Eudochia Traistă, de specialitate medic-stomatolog-pediatru. În primul rând, recomand părinților de la apariția primilor doi dinți să se adreseze la medicul stomatolog-pediatru pentru a vedea ce periuță și ce pastă de dinți are nevoie. Nu orice periuță și pastă de dinți corespunde necesităților dinților copiilor lor. De asta, deseori avem situații de demineralizări la vârste fragede. Vorbim de o vârstă de un an, un an jumătate, când părinții practic folosesc doar periuța fără apă sau degetar de silicon, care este un instrument doar pentru a deprinde copilul cu o eventuală periuță și pentru a masa gingiile și a fi mai plăcută erupția dinților de lapte, dar nu pentru a perea dințișorii, ceea ce majoritatea confundă. De asta recomand ca părinții să apeleze la medicul specialist pentru a le recomanda o periuță și o pastă de dinți calitativă. Nu pot să spun că există o periuță sau o pastă super eficientă pentru toți copiii la oaltă și pot să-și o găsească oriunde, în orice magazin. De asta recomandarea medicului la situația copilului. Da, dacă nu prezintă carie, atunci are un fel de pastă de dinți. Dacă prezintă deja zone de demineralizare cu pete albe, cei ce părinții mai rar le observă, cu zone deja de șansuri și fisuri cu carei de culoare cafenie, care ele sunt primele ce le observă unii părinți, iată, ei deja au nevoie de altă pastă de dinți și de alt fel de periuță ca să asigure un pereaj mai eficient și o stabilitate a carei, măcar pentru o perioadă, până el este cât de cât cooperant și să putem ajunge la un tratament în cabinet, fără anestezii, fără niciun fel de anestezie și să-i fie și plăcut copilului să mai revină la medicul stomatolog. Nu toți au acces, din păcate, la vizita unui medic stomatolog pediatru. Ce trebuie să observe părinții în pastele de dinți, ce elemente să nu fie în pasta de dinți la copii? Este un element, se numește sodium lauril sulfat. Deci ăsta e un element important în care nu trebuie să fie nici în pasta de dinți pentru maturi, nu doar pentru copii. E un element toxic, cancerigen și, din păcate, îl găsim în paste de dinți renumite, apropo, care se găsesc în orice magazin și în orice farmacie. Elementul cheie care trebuie să-l aibă o pastă de dinți este fluorul. Fluorul, de care mulți părinți nu știu de ce se tem, îl confundă cu un gaz, pentru că, da, fluorul, dacă îl găsim în internet, ne spune că este un gaz, dar, practic, elementul în pasta de dinți se numește fluoridă. Deci, practic, în pasta de dinți, în ingrediente, găsim doar noțiunea de fluor. Respectiv, acesta este un mineral din care este constituit însăși dintele. Atunci când avem o carie, o demineralizare, asta și se numește, mai pe scurt și mai clar, spălarea mineralelor de calciu și fluor. Deci, ce trebuie să dăm noi înapoi dințișorului? Calciu sau fluor? Ceea ce îi lipsește. Sunt paste de dinți care conțin calciu, le recomand și pe ele. Un apel pentru părinți. Recomand părinților să aibă grijă ce conțin pasta de dinți a copiilor lor și respectiv și a părinților, să citească bine ingredientele în care se află în pasta de dinți și să nu uite că adresarea la medicul stomatolog pediatru e absolut necesară, mai ales când vine vorba de sănătatea copiilor noștri. Dragilor, rețineți! Sănătatea orală este importantă, iar obiceiul de a avea grijă de dinți trebuie implementat încă din primii ani de viață. Copiii au nevoie de pastă de dinți, periuțe de dinți recomandate pentru vârsta lor. Și nu uitați să schimbați copilului periuța la fiecare 3 luni sau de fiecare dată după ce a trecut printr-o infecție respiratorie acută sau viroză. Final de rubrică. Sănătate tuturor!